Festivalul de film documentar Astra împlinește 30 de ani. O bună bucată de viață de om. Astra Film Festival, de-a lungul timpului, a trebuit să se reinventeze mereu pentru a fi relevant într-o societate care e în continuu în mișcare. Ne îndreptăm privirea mai la est de România, parcă și poveștile vieții în general încep să aibă încărcături greu de imaginat pentru noi, mai ales în zonele cu conflict armat. The apocalyptic scene of death and destruction left behind by Russian forces are sparking calls for a war crimes investigation as more and more atrocities come to light. Images of bodies and shallow graves. Probabil acest festival niciodată, sau un film, sau o experiență de interpretare a unui episod istoric în mișcare, nu au fost atât de tulburător de confruntate cu ceva ce nu știm cum evoluează. I very much wanted people not in Ukraine to see the film first. I wanted people whose lives are affected and who are close to Ukraine. I think it was a very important statement of the Ukrainian people to say that I am here, we are here. And I think not just the Ukrainian people, but the people all over the world who are now staring down authoritarian regimes. To understand the significance of the statement, we are here, together we can be this.